Salut, prieteni! Sunt Marius. Am lăsat pentru voi un scurt filmuleț în care vreau să vă prezint modul în care puteți instala versiunea beta de iOS 10 pe terminalele care suportă acest lucru. Înainte însă de a proceda la instalarea iOS 10, evident vă recomand să faceți un backup și de asemenea, dacă aveți instalate profile anterioare pentru a recepționa versiunile beta din iOS 9, vă recomand să ștergeți aceste profile. Acest al doilea profil pe care îl șterg nu are nicio legătură cu versiunile de iOS beta. Nu mai știu cum l-am instalat și de ce s-a instalat și prefer să îl dezinstalez. Ok. Va trebui să mergeți în Safari, în beta, să accesați beta.apple.com, să aplicați, să vă logați. Ok. Și trebuie să fiți de acord cu acest cu condițiile lor. Să fiți atenți să fie selectat tabul iOS. Și aveți aici Enroll Your Device. După care sunteți anunțați și de către Apple să vă faceți un backup terminalului iOS pe care să-l arhivați și tot ce trebuie să faceți este să downloadați profilul. Ok, suntem de acord. Și este necesar un restart. După ce s-a rebootat, iOS 10 se instalează normal, ca orice software update, din Settings, General, Software Update. Cum vedeți, iOS 10 Public Beta 1 este disponibil și avem posibilitatea să facem download and install. La mine, din păcate, nu o să funcționeze pentru că nu am suficient spațiu, însă procedura este una simplă. Ce trebuie să știți voi despre versiunile beta este că nu sunt foarte stabile și că pot apărea probleme cu modul în care funcționează terminalul, ci de asemenea pot exista probleme ca bateria să nu aibă aceleași performanțe ca într-un sistem de operare stabil. Se pare că iOS 10 a reușit să facă să elibereze ceva spațiu, pentru că văd că totuși se instalează. S-a terminat de instalat iOS 10. Și un primul lucru pe care îl vedem este un ecran un pic altfel. Avem widget-urile prezentate într-un mod altfel decât în mod normal. Acces la cameră foarte rapid cu slides stânga și de asemenea mențiunea că s-a deblocat pe afișată aici, în partea de sus. Ok, haideți să vedem și ce spațiu a rămas. Sunt 2,25 GB. Din păcate n-am fost suficient de isteț încât să verific înainte să încep update-ul.
Haideți să vedem dacă aștept ceva din filme. Ok, se pare că filmele sunt în continuare, sunt în continuare aici. Practic, modul în care a făcut rost de spațiu nu mi-e foarte clar și nu vreau să speculez. Ok, prieteni, aceasta a fost. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmul următor. Ciao!